Moldovenesc crește atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Pentru 28, 29, 30, 31 decembrie și 1 ianuarie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 52 de bani pentru un euro, adică cu 19 bani mai puțin decât astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți 17 lei și 14 bani, respectiv va avea cu 6 bani mai puțin față de cursul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpără 100 de dolari în medie cu 1695 de lei și îi vindeau cu 1720 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1925 de lei și erau vânduți cu 1950 de lei.